Ce vedeți aici în spatele meu este un corcoduș ce urmează să fie tăiat și nu găseam un moment mai bun decât ăsta să vă prezint și noua mea drujbă. Am văzut că mulți dintre voi ați cerut-o în comentarii, și anume DCM575 FlexVolt de la DeWalt. De 40 de centimetri. Lanțul este aproape nou, am tăiat o singură dată cu ea, se vede că e un pic murdară, bineînțeles că brushless. Am aici un acumulator de 54 de V cu 9 amperioră încărcat la maxim. Motorul brushless aici, rezervor cu capac rapid pentru ulei, frâna care funcționează foarte, foarte bine și după cum putem observa aici, sistemul de fixare al lamei și lanțului sunt rapide. Îmi place pentru că are formă de drujbă normală și este și foarte puternică. Nu știu ce viteză are, am uitat, cred că 19 metri pe secundă, dar prea puțin contează atâta timp cât își face treaba. Eu acum o să încerc ceva îndrăzneț, pentru că corcodușul ăsta din spatele meu are o creangă și către stradă, este și din două, după cum vedeți. Aici am un cablu, acolo am atelierul și încerc să-i fac un V să-l trag cu tot încoace. Chiar dacă o să cadă un pic pe gard, de-aia am pus și King asta aici, nu să mă spânzur, să știți. Așa că hai să vedem cum se descurcă. Nu are semne de orientare, dar mă gândesc că mânerul ăsta e pus perpendicular cu lama. Așadar, o să-i facem o buză aici. Cred că aici e suficient. Să-l vedem. Am mai tăiat de mult, nici nu mai știu. Aproape bine. Ia să-l vedem. În ce parte se duce? Nu vreau să-l tai de tot, că trebuie să trag de el. Și vreau să-l las foarte puțin aici în spate. Deci acum i-am făcut o muche acolo, cred eu că destul de bună. Mă mai duc să mai tai un pic, oricum l-am tăiat aproape bine. Deci oricum, sunt un maestru în ale motoferăstraielor. Glumă, mai în glumă, mai în serios, dar l-am tăiat și a căzut exact cum mi-aș fi dorit. Și aici mai am o bucată pe care nu o dau jos deocamdată, o să scot bucățile din ăsta și după vedem exact ce facem. Hai să luăm din față să vedem la curățat. Le taie deocamdată mari și apoi văd eu după aceea. Tăiem o bucată așa. Deci merge aproape ca una pe benzină.
Îmi place că rezervorul e transparent și pot să văd cât ulei mai am în timp real. Aproape am terminat jumătate de pom și mai am două din trei linii. Hai să vedem după ce terminăm toată bucata de făcut butuci. Dacă ar și sta bucata. Lanțul s-a slăbit puțin, dar îl întind. Ce puteți observa? Faptul că are o frână instantă, chiar și fără a fi acționată frâna de urgență, dar când o acționez, se blochează instant, oricum. Bun, deci mai are o liniuță, de fapt două, dar cumva parcă se simte că trece la ultima linie. Mi se pare mie așa că parcă nu mai are atâta vreme ca la început, deși încă merge bine. Deși încă taie bine. Continui tăierea cu acumulatorul acesta și cred că nu are rost să stau să vedeți fiecare tăiere. Tai eu până rămân fără energie și vă arăt exact cât am tăiat, pentru că nu o să-i duc de aici până nu termin tot de tăiat. Așa că hai să vedem cât mai poate duce. Știți că sunt un om sincer cu voi și am zis că mă opresc în momentul în care se termină acumulatorul. Acum este gata de tot, deci chiar s-a oprit. Pe el mai afișează o liniuță, dar nu mai pornește. O să schimb acumulatorul. Practic, cu un acumulator am terminat jumătate de copac. Ați văzut că au fost două trunchiuri și am făcut multe tăieri. În total, ca timp de lucru, dacă ar fi să estimez, cred că avem vreo 20 de minute filmate, plus și am mai lucrat încă vreo 25, să zicem. Deci vreo 45 de minute am lucrat cu ea într-un mod normal cu un acumulator. Acum, în funcție de stilul vostru de lucru, bineînțeles că dacă aveți de tăiat doar buștean foarte gros, cu siguranță nu o să reziste atâta pentru că o să se ducă. Ce vedeți aici, asta am făcut, plus, bineînțeles, curățat, tăier și așa mai departe. Am avut și o parte de trunchi mai gros. După cum vedeți aici jos, există mai multe bucăți cu diametru, hai să zicem, undeva la 25, cât a avut trunchiul mai gros, și în rest crenguțe mai subțiri, ramuri și tot ce a mai avut pomul pe această jumătate. Schimb acumulatorul și cu siguranță cu încă un acumulator termin tot ce am de făcut aici, pentru că ramura aceasta deja este mult mai subțire și nu o să fie așa multe tăieri. Așadar, îmi place, eu sunt îndrăgostit de ea, nu am ce să comentez. Chiar îmi place cum se descurcă, forța are foarte multă, deci nu simt nevoia să-mi aduc drujba pe benzină la așa ceva. Este impecabilă, motorul nu s-a încălzit deloc, deci nu s-a încălzit acumulatorul, nu s-a încălzit motorul deloc. Lama taie foarte, de fapt, lanțul taie foarte bine. Rezervorul de ulei este și el gata, dacă o pun în poziție dreaptă se mai vede foarte puțin la minim. Deci ce estimez eu? Cu un rezervor de ulei se duce și un acumulator de 54V și 9A, care de fapt are 3A pe tensiunea de 54V. El are 9A pe 18V, dar asta e o altă discuție. În sfârșit, acumulatorii FlexVolt de 9A. Un rezervor de ulei se duce odată cu un acumulator la tăiere. Ăsta e un indiciu că puteți să faceți și voi un raport în felul ăsta, să vă dați seama exact de performanțele ei. Sincer, eu sunt mulțumit, dar important este și părerea voastră și aștept părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Să-mi scrieți cum vi se pare acest motoferăstrău electric, ca să nu mă mai corecteze nimeni, DCM575 de la DeWalt. Dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare mai trebuie să tai un copac. Vă salut!